onoare să vă am alături de mine, să, nu știu, să vin să împart această bucurie cu toți oamenii care au venit special să mă vadă. O parte din acest trofeu aș vrea să-i dedic mamei mele, pentru că a fost visul ei. Mulțumesc foarte mult! Da, bună seara și bine v-am găsit la România Nouă. Momente emoționante petrecute în urmă cu puțin timp în București. Simona Halep a fost aplaudată de zeci de mii de români care au venit special pe Arena Națională să o felicite și să se bucure alături de marea noastră campioană. Simona a venit însoțită de mult revenitul trofeu, de familie, dar și de marii sportivi ai României, care au vrut pur și simplu să-i fie alături. Acest trofeu este al României, le-a spus Simona celor prezenți. Și a dat momente fabuloase pe Arena Națională, zeci de mii de români, aceeași bucurie pentru toți, ceva absolut magic, cum numai sportul știe să aducă în inimile oamenilor. Și nu a fost singurul moment de astăzi care merită adus în fața dumneavoastră. O altă victorie pentru noi, de data asta pe un alt front, pe cel al diplomației și al politicii, l-a avut ca principal actor pe Mircea Joană. De astăzi, fostul candidat la președinție din partea PSD, ce să mai, fostul președinte PSD, este adjunctul NATO, omul 2 al Alianței. Mare onoare pentru România. Comentăm această știre alături de invitații mei de la această oră. Mihai Fifor, purtător de cuvânt al PSD și propus vicepremier, nu? Da, pentru parteneriate strategice. Mulțumesc pentru prezență. Alături de noi în această discuție, încercăm un trio în această seară, alături de maestru Ion Cristoiu. Bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Domnule Fifor, ciuma roșie, iată, reprezentată la cel mai înalt nivel, în cea mai mare alianță politică, militară a lumii. Cum s-a întâmplat asta? Până la urmă, cred că este o recunoaștere a României, a eforturilor din ultimii ani pe care România le face în calitate de membru al Alianței Nord-Atlantice. Pe partea cealaltă, discutăm totuși de o personalitate a vieții politice românești, de un diplomat de carieră, Mircea Joană fiind un diplomat de carieră, un om cu o istorie diplomatică, zic eu, extrem de serioasă, ambasador al României în Statele Unite, fost ministru de externe, așa cum spuneați, candidat al Partidului Social Democrat pentru prezidențiale și, în opinia mea, câștigătorul alegerilor. În România, cu siguranță, a fost câștigătorul. Da. Eu spun câștigătorul alegerilor din 2009 și o spun în calitate de fost președinte al Comisiei Sufrageria. Repet, o personalitate a vieții politice românești care, iată, ajunge adjunct al lui Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, o postură extrem de favorabilă pentru țara noastră, pentru că, dincolo de orice, atunci când spui NATO, și discutam cu maestrul Cristoiu înainte de a intra în emisiune, când spui NATO, spui alianța politico-militară cea mai importantă de pe această planetă. Cu siguranță. Din care, repet, România face parte de câțiva ani buni. Suntem undeva în primele 6 țări ale alianței în ceea ce privește respectarea obligațiilor asumate prin tratatul NATO. Și când spun asta, mă refer la cei 3C, în speță România asigură și contribuția de 2% pe care NATO o cere. România este prezentă în teatre de operații cu peste 900 de militari și mai mult decât atât, România asigură capabilitățile cerute de NATO ca stat membru și mă refer la capabilitățile militare pe care țara noastră trebuie să le... Pentru noi este un NATO extraordinar. Extraordinar, da, faptul că Mircea Joană este acolo. Da, dincolo de nuanța asta politică, domnule Cristian, mă uitam, laudă, ce să mai, dușman crâncen ai PSD-ului această reușită, până la urmă, pe noastră, nu știu cât e, dar chiar așa, cât e reușita lui Mircea Joană pe persoană fizică și a... Trei lucruri vreau să fac în observație. În primul rând că este o recunoaștere internațională a PSD-ului. PSD-ul întotdeauna, din 1990, s-a dus o campanie pe ideea că e un partid nerecunoscut, care nu are valoare orice, chiar dacă Mircea Joană nu a mai fost membru activ, trece drept un om al PSD-ului. Și asta explică și niște fake news-uri, o operațiune diversionistă din ultimul timp dusă de cei de dreapta. Dar stați un pic, de ce ziceți că e o victorie a PSD-ului în pofida imaginii care... Deci PSD-ul s-a din 90 pe de rând. S-a confruntat totdeauna cu această imagine. Blocada e partid bun, extern. Dar pe plan extern e mult mai mare Emil Constantinescu, mult mai mare. Bun. Acum
această numire și vreau să, eu nu sunt natoist ca Radu Tudor și ca alții, dar NATO este cea mai mare funcție din istoria modernă a României, pentru că Titulescu a fost la Liga Națiunilor, Liga Națiunilor. Și aia era europeană, nici dacă domnul Iohannis ar fi fost numit în locul lui Tusk, nu era... Nu ar fi fost comparabil la fel de important. Pentru că, cel puțin ca imagine, NATO este o organizație politico-militară și în orice colț ai lumii... Da, cu niște implicații diplomatice... Nu, când te duci undeva, îi spun ca imagine. Nu, când te duci undeva, cobori din avion, e secretarul general al NATO. Nu zice nici al Uniunii Europene, că dacă te duci prin Africa de Sus, știu mai puțin de Uniunea Europeană. Deci este... Și aceasta... PSD-ul ar trebui să valorifice mai mult, pentru că dincolo, în partea dreaptă, au creat în perioada asta... Să toți creăm cu Chioveși. Nu. Au creat ideea că și Chioveși, da, gata, că toate fiind fake news-uri, deoarece nu s-a decis. Doi, principala lecție care n-am învățat-o, deși trebuia să o învăț de aici, este că niciodată să nu crezi un om mort politic decât când a murit. Joan era considerat la nas și nu se mai abuște. Eu scurt, nu era considerat ca fiind... Și avea, duceți-vă aminte, maestre, și are în continuare fundația... Nu, dar nu, și îl considerăm că nu mai revine. Organizează cele mai importante reuniuni în domeniul acesta strategic. Deci cum e? Am înțeles, dar... Nu, dar asta vreau să subliniez și eu, că a reușit, după ce n-a mai fost un politic în România, să-și conserve cercul de influență pe care l-a avut în Statele Unite, în plan european. Foarte important. Gândiți-vă că în 2004, pe de o parte, s-a pregătit aderarea României la NATO și aderarea României la Uniunea Europeană. Mircea Joan avea un rol extraordinar de important în guvernul Năstase, guvern PSD. Da. Asta apropo de recunoașterea externă a României. Eu cred că cele mai mari realizări în plan de politică externă s-au făcut atunci când l-am avut pe de o parte pe președintele Năstase ca ministru de externe, urmându-i după aceea Mircea Joan. Mircea Joan avea relații la Washington. Că a fost ambasador. Și înainte avea și relații personale. Este foarte important, apropo de această numire a lui Mircea Joană, că, repet, era considerat că nu va mai reveni, iată că a revenit în chip spectaculos și, din acest punct de vedere, funcția pe care o va primi doamna Codruță Chioveși nu mai are... Adică cade în umbra acestei numiri. De... Dacă o va primi, eu sunt convins că o va primi. Cred că francezii nu renunță atât de luați de cap punctul acesta, și al treilea loc foarte important pe care domnul Fifu cred că știe ca ministrul apărării, în perioada post-decembristă noi am intrat în sânul Occidentului pe partea militară. Categoric, da. Foarte important. Adică, de fapt, primul moment de răscruce în schimbarea noi a fost războiul din Irak. Categoric, 90, da? Da, unde... Unde aveau nevoie de noi și... Deci noi, culmea, nu pe partea politică, noi pe partea militară întotdeauna. Iată că și acum... Și suntem extrem de respectați. Da, dar nu, dar zic, ca imagine, noi am fost acceptați întâi militar și știți, apoi politic. E un lucru foarte interesant. Să ne uităm, președintele Comisiei Europene ajunge fostul ministru al apărării din Germania, un stat extraordinar de puternic în ecuația NATO. Noi avem șansa aceasta extraordinară de a avea un român ca adjunct al lui Jens Stoltenberg și venit cumva pe o zonă acoperită până acum de Rose Göttemer, adică de un american. Da, e pe locul american. E pe locul, adică se leagă niște chestiuni care cred că vor servi României în perioada imediat următoare într-un context extrem de complicat internațional, în sensul în care avem problemele Statelor Unite cu Iranul și situația destul de tensionată de acolo. În curând expiră ultimatumul dat de NATO Rusiei privind armele nucleare. Eu cred că Mircea Joană va reuși să-și pună în valoare foarte bine alături de Jens Stoltenberg, un alt diplomat de carieră, fost prim-ministru, va reuși să facă o echipă foarte bună diplomatică într-un moment în care NATO chiar are nevoie de diplomație. Adică contextul diplomație, e cu atât mai dificil. Categoric, da. Pentru că aduceți-vă aminte de falia care s-a creat la un moment dat între Statele Unite și blocul european din cadrul NATO, discuțiile destul de tensionate din cadrul ultimului summit NATO dintre
Trump și Angela Merkel și Macron pe de altă parte. Prin urmare, cred că au ales omul potrivit. Mircea Joana este un diplomat înnăscut și cred că va putea să facă o echipă extraordinară, ca să nu vorbim de faptul că România este în felul acesta recunoscută și așezată la locul pe care îl merită. O revenire spectaculoasă al lui Mircea Joana, dar haideți să ne uităm totuși și la politica noastră aici, în România, așa cum e ea. Noi plănuim această emisiune de ceva timp, că încercăm să înțelegem ce face PSD zilele astea. Ce face președintele? Ce face? Simulația sunteți propus. Da. E o chestiune, ne întâlnim în momente de genul ăsta, maestre. A, da, te, unde era? În 2016 de cotitură, se vorbea de astfel de nominalizare. Unde era ceva? Nu mai țin minte. La noi aici ne-am văzut. Da, unde că am vorbit de archeziere. Se vorbea de nominalizarea mea ca prim-ministru al... Dar n-ați ajuns rău, ați ajuns totuși ministru. Așa e, că era, da. Era în cărță pentru a fi premier. Lasă că era, nu, că îl dădea afară. Și a venit să propunea cu Sevic. Mai bine a fost așa, că îl dădea afară. Mulțumesc că apreciez, da. Și nu s-a petrecut, desigur, nu se pusese niciodată problemă în momentul acela că eu să ocup această funcție, dar a fost o chestiune foarte interesantă. Da, noi am făcut, doamna prim-ministru a făcut trei propuneri pentru oficiale, categoric trimise deja la Cotroceni, schimbarea ministrului de interne Carmen Dan și am propus ca înlocuitor pe senatorul Nicolae Moga. Aliații noștri de la ALDE au propus înlocuirea lui Teodor Meleșcanu cu doamna Ramona Mănescu și avem cele două posturi de vicepremier, unul pentru probleme economice și unul pentru parteneriate strategice, la care expiră interimatele. La cel pentru parteneriate strategice. Emoții pentru ce? Pentru semnătura lui Klaus Iohannis? N-am de ce să am emoții, sigur. Până la urmă am fost în guvern, am fost ministru al apărării aproape un an și jumătate, am fost vreo 3 săptămâni și prim-ministru interimar. E foarte important o precizare care nu o să facă des. Schimbarea lui Meleșcanu n-a fost opera PSD. A fost opera ALDE care avea interesul să o pună pe Ramona Mănescu, punct. Și să o schimbe și pe Meleșcanu din vari motive. Nu, invers. Avea un interes acolo să fie Ramona Mănescu. S-a rostogolit o broderie în spațiu public de câteva zile, domnule Fifor, oricum că PSD îi face pe placul lui Iohannis prin forțarea demisiei lui Carmen Dan și prin schimbarea lui Meleșcanu. Nici pomenele de așa ceva. Până la urmă, Partidul Social Democrat este într-o competiție cu președintele Iohannis. Vă spun eu că se vede și să se vadă. Ne pregătim pentru alegerile prezidențiale. Suntem în faza în care finalizăm sondajele. Cer scuze. Bun, dar nu e... Și vom avea un congres pe 3 august pentru desemnarea candidatului Partidului Social Democrat. Vă întreb al faptului. Știți pe cine vă spune? Sau stați un pic, întrebare. De regulă, congresele la partide și cu atât la PSD sunt deja, ăla e desemnat. Nu cred că va fi un congres numai de alegere, pentru că aveți un nevoie de un congres de motor. Dacă mă întrebați pe mine, eu văd congresul de pe 3 august ca un eveniment politic, punct. Un eveniment de prezentare a candidatului. Vedeți nuanța. Nu în sensul că în congres o să fie acolo... Nu, încă o dată, eu mi-aș dori ca acest eveniment să fie un eveniment de lansare a candidatului și de... Așa de regulă. Program politic, de program de campanie, pentru că așa trebuie să arate până la urmă un partid politic mare care își lansează candidatul. Printr-un congres, printr-un moment foarte bine încărcat politic. Ca să înțelegem că e ceva nefiresc. Pare că prelungiți foarte mult acest anunț și mai e foarte puțin timp până la competiție. Foarte puțin timp să mai construiești un discurs, o viziune, să vinzi un program electoral și așa mai departe. Care ar fi portretul, pe datele pe care le aveți, pe tot ce analizați acum, care ar fi portretul de candidat PSD pe care îl așteaptă electoratul PSD și nu numai, că până la urmă un președinte e votat de mai multe... Eu cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă contracandidatul Klaus Iohannis este acela de a avea calitatea unui om neconflictual. De a fi un candidat care să reușească să coaguleze și să stea în marjele Constituției României. Ceea ce, din păcate, de aproape 15 ani nu se mai întâmplă în această țară. Adică pe Viorica Dăncilă. De ce nu? Am văzut pe ei.
De ce nu? Oamenii, nu că spun este, locul de conflict. Este o cutumă în Partidul Social Democrat, anume aceea ca președintele partidului să-și asume, să-și asume candidatura. Mai ales dacă poate și dacă n-are niște dosare pe sulițe în spate. La ultimul comitet executiv, cel de luni, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a reiterat un lucru pe care de-al minte îl și declarase în, în mass media, anume faptul că dacă partidul o să-i solicite să intre în această competiție, domnia sa va face pasul, pentru că până la urmă ce trebuie să arate președintele Partidului Social Democrat, recent ales în congresul, în congresul partidului, trebuie să arate forță, trebuie să arate faptul că este un președinte responsabil, un președinte care nu se teme să intre în bătălie și să recunoaștem, este o bătălie foarte aspră pentru Partidul Social Democrat, care se reface după, după dușul rece din 26 mai și trebuie să fie un candidat care să, repet, să întrunească și să fie tot ceea ce nu este Klaus Iohannis în momentul de față. Se simte în spațiu public și mai ales probabil că Maia Bitir simte asta electoratul PSD-ului, un soi de dezolare așa. Domnule, nici măcar în turul 2 nu o să ajungă PSD. Nu. Voi vă doriți, domnule, să ajungeți în turul 2 sau să câștigați alegerile astea? Nu cap pe discuție. Partidul Social Democrat este totuși un partid cu o experiență de luptă politică foarte, foarte mare. Niciodată Partidul Social Democrat nu o să intre într-un război de dragul de a avea un meci călduț. Niciodată. Uh-huh. Intrăm în bătălia aceasta cu scopul declarat de a câștiga alegerile prezidențiale și deși spuneți că la cel puțin teoretic timpul nu este aliatul nostru, adică durează să-ți pregătești un candidat. Pe de altă parte, eu vă reamintesc că au fost candidați care au apărut pe turnantă cu 3 luni, cu 4 luni înainte de, de bătălia finală și au fost candidați de succes. Sunt, sunt candidați care se construiesc din mers, sunt candidați care își pregătesc candidatura în timp foarte scurt și până la urmă, știți, hai să analizăm 2014, Iohannis versus Ponta. Iohannis era primarul Sibiului care venea de la 20%, da? Insipid, incolor, nu transmitea absolut nimic, da? Victor Ponta venea pe cai mari, era prim-ministru, era președinte de partid, era înflăcărat, era, rupea zidul din de fața plener, sa. Zic, da? La un moment dat se spunea ceva de genul, dom'le, este un tank care n-a știut să se oprească în fața zidului și a trecut de, de țintă, știți? Și lucrul acesta ne-a costat pe noi ca partid. Bine, principala acuzație, și factorul emoțional cu diaspora, domnule FIFA. Principala acuzație care s-a adus candidatului nostru la vremea aceea a fost aroganță. Ca și la Năstase. Da? Crearea urii. Categoric. Da. Iar candidatul cel șters, da? Și monoton, dar aparent hotărât și cu o poveste foarte frumos țesută. Germanul care va veni și va face va inspira povestea lui Iohannis, domnule Fifor. Nu, e o analiză corectă, zic eu. Și asta a plăcut. Românului îi place chestiunea aceasta în care discutăm despre personajul care vine și face un lucru bun, corect, metodic, pentru că dacă discutăm stereotipii, etnicul german asta face, este un și cu, o spun cu multă prețuire și cu mult, cu mult drag. Iertați-mă că nu, o să pun întrebări, dar asta păi de asta v-am și chemat. Nu, pentru că tipul vin pentru întrebări. Foarte important, PSD-ul întotdeauna s-a confruntat din 90 până acum, știți că știu partidul ăsta, cu ura. Da. Mastodontul, arogantul, care trezește și vine și ura. În perioada Dragnea a atins culmea. Greu de egalat. În momentul în care creezi ura ca emoție, care e cea mai puternică emoție din România și alegerile prezidențiale sunt alegeri de ură. Îl votez pe ăla ca să nu-l votez pe ăla. Dar din punctul acesta de vedere, ce s-a întâmplat apropo de Ponta, cât însă. Și ca și la Dragnea, ca și la Ceaușescu, ți se creează întâi o imagine. Păi sigur, a ajutat mult de tine. Adică, mă rogă, mai țineți minte Ponta, care poți să la pe stadioane. Diversiunile ulterioare, cum ar fi aia cu diaspora, se lipesc. Se lipesc pe domnul idee, da. Câtache, la, în perioada decembrie, când am studiat 89, despre Ceaușescu puteai să spui, s-a spus că în timpul de la Timișoara spintecau copiii. De ce? Era deja credibil. Da. Așa pentru și că se plia pe sentimentul ăla de ură. Ori acum,
PSD-ul, eu cred că eu nu știu dacă voi sau nu, toată această idee de că sunt în dezastru, că sunt în agonie, nu mai stârnesc ura. Mai degrabă compasiune. Păi, nu poți urâ de Viorica Dăncilă. Ce dracu? Da. Atenție, dacă ar fi firea, o urăști. Deci, găsește-le. Nu. Și știți de ce, domnule? Firea creează, așa e stilul ei. Ați punctat foarte bine. Lumea începe să o cunoască pe... Eu n-am laudat-o, eu am analizat la rechi. O laud eu. Și o fac... Bine, arbitrez eu. Nu, și o fac obiectiv și o fac cu bună credință. Premierul României începe să se deseneze așa cum este în realitate. Din păcate am văzut într-un an și jumătate o figură distorsionată. Cum Lăsați-mă. Ce am văzut noi în ăștia? Ce am văzut asta? Că ați fost acolo, lângă... Vă spun eu, am văzut ce a vrut președintele partidului nostru la un moment dat să se vadă. Un om slab, un om manevrabil, un om care nu, care nu reușește să articuleze foarte bine politica la vârfa guvernului. Și care depinde de el. Cei care o cunosc pe Viorica Dăncilă, premierul României, și o cunosc așa cum este cu adevărat, constată că avem în față un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa, și asta vă poate spune orice ministru din cabinet, și eu am avut bucuria să fiu ministru în cabinetul Dăncilă, da? Și un om care nu refuză lupta niciodată. Și o joacă metodic. Haideți să analizăm toate proiectele politice pe care le-a făcut, pe care le-a pus în practică Viorica Dăncilă în ultima perioadă, au ieșit. Nimeni nu dădea șanse premierului României că va putea să supraviețuiască unui dezastru al partidului așa cum a fost în 26 mai. Și cu toate acestea, apreciat, într-adevăr. Și cu toate acestea suntem aici. Uh-huh. Partidul s-a înnoit la congres, avem o echipă managerială nouă. Umblăm în țară, oamenii o apreciază pe Viorica Dăncilă, cunoscând-o și intrând în legătură cu domnia sa. Și eu vă spun că avem în fruntea partidului în momentul de față, și nu o spun ca o laudă gratuită, un om extrem de determinat să ducă acest partid într-o etapă viitoare. Are toate datele necesare pentru a putea intra într-o bătălie de la egal la egal cu Klaus Iohannis, și vă spun că o să vedeți un meci foarte interesant dacă Viorica Dăncilă se decide să candideze. Am mai zis. Dar, domnule, foarte interesant, pentru că turul 2 este un tur între două persoane. Data trecută arogant a fost Ponta și umil a fost... Iohannis, prefer să pierd decât să câștig mârlănesc. Acum e invers. Va fi foarte greu Iohannis pentru agresiv eu, pentru și... Nu pentru pe de-o parte, asta era replica. Replica lui Ponta, vă aduceți aminte? Că venise la mine în birou ca un... Umil. Cu umilință. Nu pot să forțez. Cele două confruntări au fost un dezastru pentru Ponta, pentru că el trebuia să joace el. Corect. Dar eu aș rămâne foarte important la situația de la partidul pic și ne mai întoarcem. Noi cu toții am observat, domnule Cristoiu, că se întâmplă ceva la PSD după Dragnea. Imediat s-a remontat partidul în frunte cu Viorica Dăncilă, au trecut criza aia, dar s-a mai întâmplat ceva, un soi de deschidere la care ne-am uitat cu toții și păreau că vor să stingă sau să închidă multe din fronturile pe care le-a deschis vechea echipă. Asta și spune premierul României. Am avut nepermis de multe bătălii. Niciodată într-un război nu deschizi prea multe fronturi pentru că n-ai cum să reziști. Armata ți se decimează la un moment dat. Plus de asta nu intri într-o bătălie pe care știi că n-ai nicio șansă să o câștigi. Problema noastră a fost mesajul. La un moment dat, mesajul nostru a fost blurat de povestea pe justiție, care nu mai contenea. Asta a fost una dintre erori. Asta nu înseamnă că vreodată Partidul Social Democrat se dezice de a lupta împotriva abuzurilor atunci când ele sunt clare și noi nu ne dezicem din a apăra oamenii care au nevoie de noi. Pe de altă parte, însă, nu poți să construiești un discurs public bazat numai pe așa ceva. Pentru că, evident, nu mai poți să livrezi mesajele care țin de buna guvernare și de ceea ce s-a realizat pentru România. Și să fim onești, în 3 ani de zile, guvernarea PSD-ALDE au reușit să facă niște lucruri extrem de importante care cred că vor avea efecte pe termen lung. Și atunci, asta a fost una dintre erorile noastre. O altă eroare a fost aceea că ne-am închis față de electoratul nostru. Noi n-am mai comunicat cu oamenii noștri, noi nu i-am mai ascultat pe oamenii noștri. N-am mai avut nicio certitudine că mesajul ajunge la electoratul nostru. Și asta s-a văzut în sancțiunea pe care am primit-o de la peste 1,5 milioane de români, electoratul nostru, care nu s-a dus să voteze cu altcineva, dar n-a ieșit la vot. O scurtă paranteză la discuție, ca să nu trecem peste moment. Ziua alegerilor. Sediu din Chiselev, gol. Nu înțeleg. Da.
Din Chiselev, nu, din Băneasa, pentru că Chiselev era în reparație. Exact. La aceea. Da. Toată lumea s-a întrebat de ce n-ați avut numărătoare paralele. Ce s-a întâmplat, domnul Frifor, la PSD atunci? Numărătoarea paralelă a pornit încă de dimineață, așa cum fusese organizată ziua votului. Numai că în jurul prânzului dispoziția a fost să oprim numărătoarea paralelă, da, pentru că se fac exit poll-uri și prin urmare nu mai e necesară numărătoarea paralelă. A fost o chestiune foarte bine orchestrată. Foarte bine orchestrată. Adică? Eu nu mă refer în PSD. Adică, suprapunerea cu referendumul, da? Încărcarea cu sarcină suplimentară a secțiilor de vot, pentru că în momentul în care ai 3 buletine de vot, 3 urne, ai liste suplimentare, liste suplimentare, trebuie să completeze. Asta, repet, aduce sarcină suplimentară pe cei care sunt în secțiile de vot și pe electori, care trebuie să vină să ridice 3 buletine de vot. S-a produs confuzie pentru că noi n-am fost suficient de clari în a da un mesaj: susținem sau nu susținem referendumul. Corect, okay. Și asta a provocat o confuzie foarte mare în rândul electorilor noștri. Unii și-au dorit să voteze la referendum. Chiar și-au dorit să voteze la referendum. Alții au încercat să urmeze ceea ce părea că e mesajul partidului, adică nu votăm la referendum. Au fost mesaje confuze. Păi confuze. Ce influență avea asupra electorului? Hai să discutăm Hai, 2 minute, misterele lui 26. Că deja faceți o anchetă. Deci asta, încărcarea de ce a dăunat? Pentru că... A creat impresia de îmburzeală? Nu, nu, nu. În primul rând, prezența la vot a fost foarte mare. Mult mai mare decât am estimat-o noi vreodată. Da. Aproape dublă față de ce estimam noi. Asta a însemnat prezență numeroasă în secțiile de votare și a însemnat un număr foarte mare de buletine de vot denumărat după ora 21 când se închide secția de vot. Este o procedură întreagă în secție, da. Și este extrem de obositoare. Aveai denumărat 3 rânduri de buletine de vot. Practic se făcuse dimineață și oamenii noștri nu reușeau să închidă procesele verbale pe cheie. Au apărut problemele cu listele suplimentare. Da, cum v-ai explicat, Lisi? E o chestiune... Nu, așa e explicație. Foarte, foarte complicat de explicat. De ce au existat atâția votanți înscriși pe liste suplimentare și nu doar într-o parte a țării, ci în toată țara. E foarte interesant de urmărit distribuția votului pe hartă. Dacă luați și vă uitați, este o distribuție aproape algoritmică. Cum adică? Adică, efectiv, votul este aproape egal distribuit. Uitați-vă cu atenție pe secțiile de pe votare. Pe partide sau cum? Pe partide, sigur că da. Cum egal distribuit? Nu există. Foarte interesant. Niște salturi. Să vă uitați. Într-o zonă votează mai mulți cu cineva într-o altă. E o dezvăluire, cu adică să fie aceea. E o analiză. Luați harta. Nu am fost atent. Din seara votului și urmăriți-o să vedeți cum. Parcă așa o mână a zis și colo și colo. Cum se distribuie. De ce UDMR la Buzău are de sau la Vaslui UDMR, sau la Iagomița sau la... are un număr de la distribuire. Da. Adică sunt lucruri care probabil vor fi explicate de comisia de anchetă, probabil da, probabil nu. Până la urmă, știți că rămân lucruri nelămurite în istorie de cele mai multe ori. Așa cum eu am început această emisiune spunându-vă că Mircea Joan a câștigat alegerile prezidențiale. N-am niciun dubiu în ceea ce privește lucrul acesta. Dar asta și lovitura de stat din decembrie este deja istorie. Pe ziua asta, atmosfera de la sediu, că mă interesează foarte mult. A stat de-a lungul zilei cu... L-ați văzut? Pe Dragnea? Eu am fost la Arad, pentru că sunt senator de Arad și am fost... Dar cei care au fost aici? Circumscripția mea. El a fost la sediu? Unde era? Din câte știu eu, nu a fost la sediu pe parcursul zilei. Uh-huh. La sediu știu că era secretarul general de la vremea aceea, Codrin Ștefănescu, prietenul nostru. Cert este că semnalele au început să vină la un moment dat. Cam pe la că ceva nu se amiază. Când s-a dat semnalul ăsta cu numărătoarea paralelă, era ora prânzului. Nu, dar creează senzația că ceva nu e în regulă. De ce să opresc numărătoarea paralelă? Pe mine mă ajută. Datele au fost simte la secret? Toate datele de dinainte de... Sondajele le știați? Nu, noi n-am știut sondajele. Partidul nu știa sondajele? Noi care eram în zona aceasta, eu eram președintele Consiliului Național. Deci noi n-am știut sondajele niciodată. Primul ministru al României n-a știut sondajele. Wow, primul ministru n-a știut sondajele. Nu, dar nu se crea imaginea. Nu, asta e o știre, că primul ministru n-a știut sondajele. Se crea imaginea clară a unei victorii răsunătoare. Cu cât? Cât trebuia să luăm? 35%. Luam 15 europarlamentari. Luam 14 europarlamentari. Erau sondajele altele și Dragnea le ascundea sau sondajele vă mințeau? N-am să pot să vă răspund la această întrebare. Cert este că la un moment dat aveai senzația că s-a creat o bulă în jurul președintelui Dragnea.
în care îi se inducea ideea succesului acesta. Din păcate, însă, nimeni n-a mai fost atent la ce se întâmplă în spatele acestui lucru. Se pregătea să anunțe pentru că, candidatura? Eu sunt convins că asta urma să se întâmple. La președinție? În seara, dacă ar fi fost 35% scorul? Probabil că asta urma să se întâmple. Da. Și probabil că nu era o chestiune eronată, pentru că la un scor ca acesta ești tentat să faci pasul următor, adică să intri în campania pentru prezidențiale. Multă lume a spus, de pildă, că ce am făcut noi, campania pentru europarlamentare, a fost de fapt o campanie așa de e, tip da. Prezidențial. Exact. Cu meeting-urile, cu, au fost multe lucruri pe care noi le analizăm în momentul de față în partid. Pentru că ne interesează foarte mult să înțelegem ce ni s-a întâmplat. Ca de aici să începem să corectăm. Și, repet, primul lucru pe care l-am asumat a fost ruptura de electoratul nostru. N-am mai știut să dialogăm. Noi suntem un partid care vine dintre oameni și obișnuit cu dialogul. Noi facem campanii door to door. Așa da, a fost construit partidul nostru. Ca o chestiune de inside, de culise. Noaptea aia, când l-am văzut pe Dragnea traversând sala cu jurnaliști, era transfigurat, venind spre pupitru. După ce a plecat la pupitru, ce s-a întâmplat? Cine era la partid? Cum a fost noaptea aia? Nu știu să vă spun, nu eram acolo. Cert este că n-are cum să nu te marcheze figura președintelui Dragnea, pentru că era evident că ceva e neregulă și nu cred că era doar chestiunea legată de scorul alegerilor. În momentul acela, probabil că a intuit ce urma să se întâmple a doua zi. Trebuie să-i spun domnul Fifor că dacă îi spun secretar general, zice că e Ceaușescu. Dacă mă adresez, păi nu, dacă domnul că dacă zice o secretă că Ceaușescu, nu mai era secretar general. Dar spuneți-ne, e foarte interesant, el deci știa că aceste sondaje sunt false, da? Să zicem, da? Bun, el s-a așteptat la dezastru sau și el era iluzionat că nu va fi dezastru? Este foarte important. Eu cred că a crezut foarte mult în faptul că vom câștiga aceste alegeri. Ai pe dracu. Cred că... Hai că nu credem că da. Eu chiar cred că a crezut că vom câștiga alegeri. Problema noastră... Domnul Cristo, scuzați-mă, domnul Fișor, când vezi în fața ta mulțimi la Craiova 50.000, la Iași 40.000, ce impresie să ai de asta? Cred că asta e bula pe care o descriați, exact, nu? Chiar crezi că așa este. Crezi că așa se e? Se induce o stare și e o chestiune psihologică, domnule Cristo. Pe de altă parte, însă, știți ce era interesant? Și nu mă feresc să spun lucrurile acestea pentru că prefer un dialog onest cu dumneavoastră. Aveam meeting într-o localitate. Premierul era în altă zonă a țării, în vizită. Uh-huh. Da? Adică aveam o activitate cu președintele, să zicem, la Iași, premierul era în vizită la Arad, la Alba. A fost izolat din adins premierul? Problema este că presa... premierul simțea valul. Valul de ură care venea pe partid, pentru că, aduceți aminte, principala știre era premierul huiduit la Arad. Premierul huiduit, practic premierul deconta valul de ură împotriva partidului care se generase cu... Dar el nu simțea valul de ură? Îi spune, foarte interesant ca personaj. Foarte interesant de analizat. Dacă era o chestiune care la un moment dat convenea pentru că valul se ducea pe premier. În sensul ăsta. Pentru că premierul era cumva izolat la un moment dat în Palatul Victoria. În momentul în care premierul s-a opus... În momentul în care premierul s-a opus ordonanțelor, de pildă, pentru că premierul s-a opus. Asta este o realitate. Viorica Dăncilă a refuzat să facă această mișcare. Și a spus clar din capul locului, nu intervin pe ordonanțe în justiție. Lucrul acesta a deranjat. Multă lume s-a așteptat ca Viorica Dăncilă să execute, să răspundă la comanda aceasta. Și premierul, eu am avut o discuție cu doamna premier, și discuția a fost una cât se poate de clară și nu vreau să dau din casă, dar asta a fost discuția. Prefer să fiu un om onest și corect față de țara asta. Și am să fac ce e bine pentru țară. Eu nu știu ce s-ar fi... Interesant e de analizat ce ar fi fost dacă. Da. Da, uite, doamna Viorica Dăncilă a fost la mine acum vreo 3 săptămâni și fix asta povestea. Valul de ură pe care dânsa îl resimțea și îl deconta. Da, dânsa după ce venea din Cluj, că a fost la Cluj în perioada, din toate zonele, venea și spunea la partid, măi, e ceva în regulă sau nu mai asculta nimeni? Cu siguranță, dar nu cred că mai avea cineva de ascultat. Se crease o ruptură, se crease o chestiune foarte ciudată între cele două zone, între președintele partidului și premierul. Era o situație extrem de tensionată. Undeva trebuia să existe un debușeu, clar. Wow. Și nu-mi dau seama care ar fi fost debușeul acesta. Adică a fost o presiune fenomenală pe guvern. Dacă aveți 35% scăpa și de Dăncilă. E adevărat că ăsta era planul să schimbe pe doamna premier dacă... N-aș vrea să speculez. Pentru istorie, domnul Fifor, că de-aia am venit. Păi? Spuneți-mi,
Când v-ați întors de la... Că suntem ca la Revoluție. Când v-ați întors de la Arad? A doua zi. Când? A doua zi în jurul prânzului. Bun. Eram, la Strehaia, eram la Strehaia în benzinărie, n-am să uit asta toată viața mea, cum probabil foarte multă lume o să uite toată viața, unde erau un moment în care ascultam la radio transmisiunea de la Înalta Curte. Vă așteptați? Nu. Nici dumneavoastră? Nu. V-a șocat? N-am crezut niciodată că se va întâmpla. Dar e extraordinar mărturie. Deci vezi noastră... Nu, n-am crezut niciun moment. De ce? Nu, veneam spre București pentru că urma să ne întâlnim la partid, cum era normal. Așa, dar n-am crezut niciun moment că se va întâmpla. Pentru că multă vreme și cred și acum că trebuia să fie altfel. Am înțeles. După asta, care a fost atmosfera? A fost o derută când s-a... Momentul ăla, nu... El era la sediu când s-a anunțat? Foarte interesant. Nu știu. Dar în partii care a sunat, v-a sunat unul pe altul. A fost șocant. A fost perfect calibrată toată chestiunea asta. Cum? În sensul în care seara pierdem alegerile. Corect. Le pierdem cu un scor destul de neplăcut pentru noi, da? A doua zi ți se arestează liderul de partid. Sunt două lovituri, una după alta, năucitoare, da? Și în momentul acela, partidul tehnic trebuie să intre în degringoladă. Este numai meritul doamnei Dăncilă că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Credeți-mă. Puteam să fim la pământ, cu armatele împrăștiate. Da. Ce faci când dorești să împrăștii o armată? Ce faci? Eu mor liderul. Da. A fost pregătit cât de puțin pentru ce s-a întâmplat? Dovadă că nimeni nu s-a mai gândit în ziua aceea de luni să discute despre neînchiderea pe cheie a proceselor verbale de la referendum, pe care noi le știam, pentru că nu reușisem să închidem secțiile. A durat de mult la... Deci s-au închis la un moment dat europarlamentarele, nu știu, cred că seara, luni seara, dar referendumul s-a închis târziu, la vreo săptămână, după aceea. Dar de ce? Nu se închideau pe cheie. E cheia din procesul verbal, în care numărul celor prezenți la vot, da, trebuie să corespundă cu numărul de buletin. De ce nu corespundea, domnul FIFA? Eu știu, să întrebăm listele. Deci o săptămână de aia întârzia becul. Evident s-au închis pe referendum, sigur că da. Sigur că da. Aici a fost toată problema. Dar revenind, asta vreau să spun, că puteam să fim la pământ în momentul acela, pentru că a fost un șoc în partid. Repet, nimeni nu s-a mai gândit să discute despre... Le simți când faci politică de multe vreme și ai făcut multe campanii. Prima întâlnire... Stați puțin, toată lumea s-a întrebat, domnule, n-a lăsat nimic în ordine la partid, n-a lăsat... El știa? Adică ceva, o cale de urmat, dacă se întâmplă asta, dacă... Adică scenariul ăsta... Nu, pentru că nu cred că cineva s-a gândit la așa ceva. El nici el nu. Categoric că nu. Categoric. Iar noi ne-am întâlnit seara, chiar luni seara ne-am întâlnit cu doamna prim-ministru, pentru că trebuia să ne gândim ce aia facem. A fost prima întâlnire de după. Da, ca să ne hotărâm cum procedăm mai departe. A ieșit mesajul de calm către partid, pentru că până la urmă partidul era condus statutar de doamna prim-ministru ca președinte executiv, și de asta vă spun că este un om cu o forță deosebită, pentru că a reușit să calmeze partidul în câteva zile. Ne-am putut vedea în cex imediat să putem să luăm deciziile de a ne replia și de a ne pregăti să mergem mai departe. Adică de a vedea, să ne facem analizele, de a începe încet, încet, să dăm semnalul că n-am murit, că existăm. Da. Bun. Chiar, mă preocupă căderile. Spuneți-mi și mie cum se creează, că la Ceaușescu știu bula. Adică ea e alcătuită în jurul unui om ca Dragnea numai din ce? Din... amici, oameni de partid, aia care stau tot timpul și spun ce vrei tu, nu-i așa? Facem o discuție pentru că mi-e foarte drag să discut cu dumneavoastră. Dar e foarte important. Dacă vreți, eu vă las. Nu să știm căderile. Păi foarte important. E foarte important să știi de ce cade un om. Că totuși a fost o cădere uriașă. Abruptă. Să te ia cu duba din funcția aia. Abruptă. Vreau să vă spun că la un moment dat a fost o discuție și cred că asta a și fost reproșul. Momentul în care te izolezi, te rup de partid, președintele nostru nu mai ieșea în filiale și oamenii simt nevoia să te vadă, ești președintele partidului, și să știți că un președinte iubit, dincolo de orice aspect, Liviu Dragnea este un președinte iubit în Partidul Social Democrat. Și avea carisma sa față de partid. Dar la un moment dat n-a mai ieșit. A făcut o ieșire în filiale, mi-aduc aminte, după secvența cu ordonanța 13 în 2017, ianuarie 2017, și a mers în Moldova atunci.
culmea că se întorcea încărcat din filiale, așa cum e și normal, încărcat pozitiv, pentru că întâlnirea cu oamenii pentru orice un politic este o întâlnire benefică. Și după aceea au început să se rărească vizitele. Și partidul are simțit asta. De asta vă spun că ne-am desprins de baza de partid și ne-am desprins de electori. Da, domnul Cristian este stat pe nuanță. A căzut captiv unui grup, unor iluzii. Na, ce s-a întâmplat? Unei iluzii? Este prea proaspătă chestiunea aceasta ca să discutăm. Atunci vă întreb altfel. Care e principala învățătură pe care a tras-o pe PSD-ul după mandatul Dragnea? Adică ce nu mai faceți niciodată? Niciodată nu ne mai desprindem de oameni. În momentul în care pierzi contactul cu electorul tău, începi să trăiești într-o lume paralelă. Încep să-ți imaginezi lucrurile. Din momentul acela, practic, nu mai știi care este nevoia celui care te votează. Crezi că știi. Crezi că măsurile pe care tu le iei sunt și cele pe care le vrea poporul. Domnul Cristian, suntem aproape de final. Adică să ne întoarcem și la candidatura la prezidențial. La candidatura. Nu. Spuneți-mi acasă. Scurt. Povestea cu Uniunea Europeană nu era în sine o prostie. Nu, de ce n-a prins electoratul meu? Pentru că au fost tușele prea groase. Așa e, corect. Cristoiu. Aici e problema. Evident că discursul pe dublu standard trebuie și poate să continue. Da, așa. Evident, dar la un moment dat noi am fost percepuți ca anti-europeni. Semnalele partenerilor noștri din Uniune și chiar ale colegilor socialiști, astea erau. Băi, voi ați nebunit acolo. Discursul vostru este unul al unui partid care tinde să se rupă de valorile europene și de Uniunea Europeană. S-a greșit aici. A fost nevoie ca premierul României să meargă, să discute în perioada asta, să arate că nu suntem nici pe departe așa. Și lucrurile astea se văd, pentru că s-a redeschis dialogul cu partenerii noștri. Timing-ul aveți pentru candidaturi? Să mă cred. Adică, cu aveți, când se termină sondajele, când se anunțați? Pe 23 vom avea Comitet Executiv Național, asta înseamnă marțea viitoare în care ar trebui să avem deja o decizie. Dar luni e o întâlnire între doamna Dăncilă și... Este normal să existe o întâlnire între de coaliție și între cei doi lideri. Că 23, deci e decizie. Televiziunile să stea, vă așteptați ca o altă să iasă de la guvernare? Sincer să fiu, îmi doresc să nu se întâmple lucrul acesta, pentru că în opinia mea mai avem încă foarte mult de construit împreună. Dincolo de prezidențiale, ne așteaptă localele, ne așteaptă parlamentarele de anul viitor. Alegerile trebuie văzute într-o succesiune firească și într-o conexiune. Vă ia mult ALDE din candidatul ALDE în primul tur? Nu cred. E o încăpățânare a lui Tăriceanu de a candida, o înțelege sau ce e acolo? Nu vreau să discut despre chestiunea aceasta, pentru că ar trebui să-l întrebați pe domnul Tăriceanu, așa ar fi corect. Noi suntem aliați, suntem într-o alianță. Marțea viitoare. Avem breaking news. Ar trebui deja să ieșim pe 23. Suntem în calendar deja, domnule Cristu. Sondajele au venit, nu? Mai avem de venit și săptămâna aceasta. Se conturează acum între noi, fiu. Ăla cu nu conflictuală. Hai să ne uităm marți. Domnul Fifor, dacă a glumă, rezultate. Primiți datele corecte la sondaje de data asta? Sau? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Eu vă spun așa, că de pe 10 august începem să strângem semnăturile. Asta înseamnă că trebuie să avem candidatul, pentru că, practic, mai sunt 100 de zile până la primul. Dar ce faceți cu tumultul din interior? Am înțeles, cu Tăriceanu cădeți la o formulă agreată de comun acord, probabil. Dar ce faceți cu gruparea care vrea pe Gabi Firea candidat? Paul Stănescu și ce mai este? Este un partid care tocmai a trecut printr-un congres. Da. Un congres. Lumea spune că n-a fost vreun congres mai democratic, iertați-mi exprimarea ușor neacademică, dar un congres în care cine a dorit să candideze a candidat, cine a dorit să vorbească a vorbit, au spus fiecare ce a dorit să spună. Și votul a fost unul concludent pentru echipa managerială actuală, cu doamna președinte, cu domnul Teodorovici și cu mine. Ideea este că atunci când s-a votat, atunci când s-a decis într-un sens, partidul merge în direcția respectivă. Viorica Dăncilă a spus următorul lucru. Cine dorește să se înscrie în competiția aceasta? Nu mai știu cine spunea că am făcut un soi de licitație. Nu, n-am făcut licitație. Dar am fost deschiși. Cine vrea să se înscrie în competiție, să anunțe și intrăm într-o măsurătoare. La vremea măsurătorilor, colega noastră, doamna primar general Capitale, pe care o respect de alminteri foarte mult, nu și-a anunțat această intenție. Deci, Gabi Firea nu e măsurată de PSD în momentul de față. Măsuri primarul... E o știre. Nu, ascultați-mă până la cap. Măsuri primarul general Capitale, pentru că n-ai cum să faci un sondaj fără să-ți măsori primarul general, pentru că este unul dintre motoarele de politice.
și măsori președintele partidului, pentru că lumea a zis, dar nici Viorica Dăncilă nu s-a anunțat. Dar n-ai cum să nu măsori președinții partidelor, pentru că și asta este o chestiune care intră în orice fel de sondaj. Da? Și prin urmare se măsoară. Bun. Se măsoară. Noi știm la ora actuală care cum stă. Deci știm deja două nume. Stați puțin, și dintre cele două, care stă mai bine, vă întreb? Știm, știm președintele partidului, știm Teodorovici, ascultați-mă, știm Teodorovici, știm FIFOR, știm Șerban Nicolae, care s-au anunțat oficial. Și Firea e? Ca primar general, capitan. Cum înseamnă ca primar? Ca primar, nu ca candidat, ca să ocolesc. Noi n-am măsurat candidatul Gabriela Firea, pentru că nu și-a anunțat niciodată. Dar candidatul Dăncilă. Nu am măsurat ca președinte de partid, repet. Păi n-ați măsurat candidatura? Să drumul FIFA. Deci, nu măsurăm. Am măsurat candidaturile celor care și-au anunțat intenția. În afară de Dăncilă. Dăncilă și pe care Firea am măsurat-o ca președinte de partid. Așa, iar ca Firea ca primar. Atât. Sigur. Păi, dar n-ai cum să nu măsuri. Corect. Credeți-mă că n-ai cum să nu măsuri. Adică trebuie să știi la un moment dat pe ce stai. Și atunci ca jocul politic se închide cu eventuala candidatura doamnei Firea? E închis din punctul nostru de vedere? Eu aștept Comitetul Executiv de marți și acolo o să luăm o decizie împreună cu colegii noștri. Vă așteptați ca decizia, oricare ar fi ea, să fie asimilată de partid sau să există tulburări în continuare, poate chiar ruperi înspre Pro-România? Vreau să vă asigur că nu sunt tulburări în partid. Eu zic că partidul este chiar așezat în momentul de față și funcționează la parametrii normali în momentul de față. De aceea și mergem în teritoriu, avem intenția ca până la sfârșitul verii să mergem în toate filialele pentru a discuta cu colegii noștri. Deja unii colegi au lansat conferințe de alegeri, pentru că anul acesta avem câteva filiale care sunt la termen cu conferințele de alegeri. Practic, partidul își reia viața de partid așa cum trebuia să fie. Scurt, că mai revenim la două minute. Doamna Dăncilă a fost sondată ca președintele partid, adică e bună sau ca președintele partid, Firea ca primar general. Ce părere aveți de Firea primar general, da? La Dăncilă, ce părere aveți de Viorica Dăncilă președinte, nu candidat? Nu e foarte important. Se măsoară, și dumneavoastră știți bine cum se construiesc sondajele, da? Încredere pe personalități din politici ale vieții. Dar fără a trece, ce ar fi dacă ar candida? După care se fac sondajele pentru ce ar fi dacă ar candida. După care ar fi întrebarea deschisă dacă mâine ar fi alegeri, cu cine ați vota și așa mai departe. Gabi Firea e ce ar fi dacă Haideți ar candida? Să așteptăm ziua de 23. Nu, domnule, nu v-ați zis că nu. Haideți să așteptăm ziua de 23. Sunt doar în calitatea de primar. Eu vă spun următorul lucru pe care l-a spus și primul ministru al României. Și a spus așa: oameni buni, sunt două criterii pe care alegem candidatul. Da. Unu, sondajul, pentru că e normal să știi că cineva și votează și mobilizarea partidului. Și doi, partidul. Este absolut normal dacă filialele nu se înhamă la această muncă, pentru că există o cheie a succesului în bătălia noastră pentru mobilizarea, organizarea de partid. În care Partidul Social Democrat, eu plecați prin țară acum, ați înțeles? Toată vara? Suntem în turneu, da. Toată vara? Da. Bun, o posibilă alianță cu Victor Ponta și Pro-România pentru prezidențiale? Nu excludem niciun fel de alianțe. Pe noi, încă o dată, tratăm alianțele acestea nu doar pentru prezidențiale, ci și pentru consolidarea unei majorități parlamentare. Prin țară întâlniri cu filialele? Sigur. Toate. Cu toate, da. Nu e foarte important. Ce zici, ce trebuie împățesc? Vara e altă. E important, da. Ne întoarcem la filiale, e normal. E absolut normal. Cine merge dumneavoastră? Președintele partidului, eu, domnul Teodorovici, ministrii. Domnul FIFOR, e ultimul minut. V-ați asumat împreună cu domnul Teodorovici și cu doamna Dăncilă conducerea PSD, da? Care e mandatul pentru acest triptic? Ce vă propuneți? Prezidențiale, locale, sunt parlamentare? Sunt mai multe ce elemente. Vă rog. În primul rând, reconstruirea partidului. Cred că e cea mai importantă și reașezarea partidului pe niște fundamente solide ca să putem aborda cele trei valuri de alegeri. Și, desigur, obiectivul nostru este intrarea în turul al doilea și câștigarea prezidențialelor. Și vă spun că ni-l asumăm fără niciun fel de problemă. Da. Povestea cu pensiile speciale, domnule FIFOR, că am văzut că e o mare freamăt, mai ales în rândul magistraților. Văleu, ne taie PSD-ul, pensiile speciale. Eu spun așa, că trebuie să existe răbdare, pentru că proiectul lansat de ministrul finanțelor, de Eugen Teodorovici, înseamnă o analiză foarte atentă vis-a-vis de ce înseamnă pensiile mai mari de 100 de, toate, de 10.000 de lei. Toate. Pentru că dorim să fie o chestiune constituțională. Sunt suficient de multe, dar vreau să vă spun că impactul
financiar nu este unul foarte mare. Nu este o chestiune care se face pentru că nu sunt bani la buget, cum s-a încercat inducerea idei. Nici pomeneală de așa ceva. Este vorba de o chestiune de... E mult de unul fii vor 100 de milioane. E vorba de o chestiune de dreptate. Lazar are 300 de milioane. Nu care am muncit la viață, iertați-mă. Este absolut firească. Nici un moderator de televiziune care seară de seară nu câștigă 100 de milioane. Dar pe de altă parte nici nu vrem să se inflameze oamenii până când nu ieșim cu o chestiune perfectă. Deja magistrații CSM-ul au sărit ca aș vă reclamă la Nimeni nu se va atinge de pensiile de serviciu, asta însemnând pensiile militare. Bine, în general ele nu sar peste pragul acesta. Domnule, 10 secunde dacă mai aveți o întrebare, dacă nu terminăm aici. Reportăm pentru data viitoare. Deci, pe 23 aflăm că Viorica Dăncilă este candidatul PSD. Pe 23 aflăm candidatul. Am cu cămare. Candidatul. Și pe 3 august ceremonia august, de... 3 în care, de fapt, nu alege, stați cu știre. Deci nu alege, ci deja... Ne dorim un congres de lansare. De lansare. Și ce ar trebui să facă, domnule, un președinte care să vină după Iohannis? Care e principala idee pe care un nou președinte ar trebui să o aducă pentru România? Că despre idei văd că să nu... Să pună pace socială. Cred că asta e cea mai importantă chestiune. România trebuie să-și refacă structura socială. Să încerce să recupleze societatea românească. Da. Indiferent unde se află. Că e în diasporă sau că e în țară. Vă mulțumesc, domnilor. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem și mâine seara de la 21. Pe curând.